Alexandra Smedoiu este partener în cadrul Deloitte România, unde conduce practica de consultanță fiscală pentru impozite directe. Are peste 15 ani de experiență în consultanță fiscală pe piața din România. Alexandra este totodată licențiată a Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice București. A urmat de asemenea cursuri de master în managementul proiectelor internaționale, precum și programul de leadership strategic din cadrul Rothy Park Institute din Marea Britanie. Alexandra este licențiată Chartered Financial Analyst, precum și vicepreședinte al Asociației CFA România, o organizație non-profit care reunește profesioniștii de top din domeniul financiar. Din acest rol, Alexandra a luat decizii importante și a fost implicată într-o varietate de proiecte de educație financiară sau de pregătire profesională. Așadar, invitata mea în Decizii la Vârf este Alexandra Smedoiu. Alexandra, îți mulțumesc frumos pentru prezența în emisiunea Decizii la Vârf. Și eu mulțumesc pentru invitație. Putem să spunem că suntem la vârf, la etajul 14, deci suntem cumva la vârf. Tu ocupi în prezent, să spunem, două poziții cheie pe zona financiară. Vorbim despre cea de VP la CFA, Asociația CFA, și cea de partener în cadrul Deloitte. Cum se vede din perspectiva și de la înălțimea la care noi suntem, educația financiară în România? De ce vorbim despre educație financiară la CFA România? În cele din urmă chiar citeam în ziare zilele trecute un articol despre unii dintre membrii noștri. Am fost categorisiți ca asociația elitistă CFA România. Este adevărat că în prezent asociația are un număr limitat de membri, sunt doar vreo 200 și ceva de membri. Toți sau majoritatea lucrează în domeniu. Mulți puțini? Sunt puțini, aș spune. Sunt puțini. Și comparativ cu alte tipuri de asociații și comparativ cu asociațiile din celelalte țări ca și număr de membri. De ce această etichetă, m-am întrebat. E adevărat că majoritatea membrilor noștri lucrează în domeniul financiar, de cele mai multe ori la vârf, pentru că este o certificare care vine după un număr de ani de experiență și cu un efort destul de susținut pentru a obține calificarea. Însă aici nu este vorba despre elitism. Uitați-vă ce s-a întâmplat când a venit criza financiară din 2008-2009. Tot domeniul financiar, care înainte era practic cel mai bine văzut, să spunem așa, a căzut într-o oarecare disgrație. De ce? Pentru că la bază nu au fost niște fundamente solide care au ținut de educație financiară, de etică, de moralitate și așa mai departe. Deci degeaba construim în mod elitist dacă nu avem la bază niște concepte care să fie bine înțelese de către marea majoritate a populației. De aici a venit și inițiativa aceasta a noastră. Ok, lucrăm în domeniul financiar, cunoaștem foarte bine această zonă, trebuie să dăm și celorlalți ceva din cunoștințele noastre, însă este de asemenea la fel de adevărat că nu toată lumea trebuie să cunoască tipurile de investiții, nu toată lumea trebuie să fie expert pe bursă sau expert în Bitcoin, nu, dimpotrivă, trebuie să începem cu niște lucruri simple, trebuie să înțelegem ce înseamnă independența financiară, cum putem să ne creăm sau să facem niște pași în zona aceasta, cum se construiește un buget de familie până la urmă, de ce trebuie să avem un cont bancar, deci lucruri de genul acesta. Ce înseamnă independența financiară și cum o putem construi eficient? Independența financiară, în primul rând, pornește de la educație și de la responsabilitate. De la educație, pentru că trebuie să înțelegem că tot ceea ce ni se dă are un preț. Deci, dacă primim încă de copii fiind alocație, bursă, bani de la părinți, mai departe, asistență socială, șomaj și în cele din urmă pensie, trebuie să înțelegem că toate acestea au un cost pentru întreaga societate. Și atunci trebuie să ne uităm întotdeauna și care sunt consecințele. Astfel vom înțelege cum funcționează societatea. Deci asta ar fi primul lucru. Apoi responsabilitatea pentru propria noastră viață, aceea de a fi independenți pe picioarele noastre și
ai ajuta pe ceilalți în loc să pretindem ajutor din partea lor. Sincer acum, cine nu și-ar dori să fie un părinte modern care să poată să-și ajute copiii, să-i trimită într-un stagiu de practică în străinătate, spre exemplu? Ori dacă n-ai atins această independență financiară până la vârsta la care ești părinte la unui copil de 18 ani, să spunem, atunci, dimpotrivă, este o problemă, vei depinde tu la rândul tău de alte surse de venit și nu vei putea să le asiguri celor din jurul tău astfel de oportunități. Și vei transmite și lui mai departe aceeași educație, exact, lipsă de educație. Pentru că lucrul acesta se perpetuează. Prin urmare, o generație independentă va insufla și generațiilor de sub ea această independență. Fii independent, fii pe propriile tale picioare și îți va fi bine. Are România o generație independentă financiară în momentul ăsta care totuși este și precaută? Da, cred că există. Cred că există o pătură de oameni care înțeleg aceste concepte. Sunt oameni care au 10-15 ani în câmpul muncii, care deja au întemeiat familii, deci să spunem, au copii de vârste mici sau poate școlari, care au înțeles efortul pe care îl înseamnă să-ți asiguri accesul la servicii de educație, accesul la servicii de sănătate bune într-un sistem performant și au înțeles că trebuie să economisească ca să aibă acces la aceste lucruri. Deci există, da, există un grup de oameni care înțeleg lucrurile acestea. Ce ar trebui să extindem? Acest grup trebuie să fie extins, iar această extindere se poate face din două direcții, și prin partea de conștientizare, deci tot ce ține de educație financiară, dar și printr-o dezvoltare economică continuă, susținută, care să fie inclusivă. Adică această dezvoltare economică să atingă tot mai mulți oameni și nu doar o parte a societății. Referitor la zona financiară, economică și educația financiară, tu cum ai luat decizia să vii în zona asta financiară economică și nu doar să o studiezi, ci să încerci să o și predai mai departe ca și, nu știu, lecție de viață, ca și teme de zi cu zi ale noastre, ale tuturor. Bănuiesc că undeva cu toții avem nevoie de o educație financiară. Adică fie că, nu știu, nu știm bine să ne organizăm bugetul în casă, fie că nu știm cum să-i cheltuim eficient banii sau nu știm cum să facem un saving foarte bun. Avem nevoie de o educație de la oameni ca voi. Tu cum ai ajuns aici? Cred că ar fi o combinație de trei lucruri. Preferințe personale, modă, și o să explic imediat la ce mă refer, și puțin noroc. Cred că întotdeauna în viață există o combinație într-o proporție oarecare din fiecare. Preferințe personale, mi-a plăcut întotdeauna matematica, am fost atrasă de zona asta de cifre, deci pentru mine a fost ușor sau natural, să spunem. Dacă aș fi avut alte preferințe, probabil că m-aș fi îndreptat spre, nu știu, limbi străine sau literă sau alte zone. Deci a fost partea de preferințe. Apoi a fost moda. La sfârșitul anilor 90, când mi-alegeam eu drumul în carieră, erau la modă studiile economice. Academia de Studii Economice era cea mai faimoasă, cum este și acum. Prin urmare, toată lumea din provincie care obținea note bune la bacalaureat sau care avea ambiții mari, nu exista altă opțiune decât să te duci la facultate la București. Și dacă te duci la facultate la București, musai să fie Academia de Studii Economice, pentru că așa era moda. Și după aceea te angajezi la bancă. Pe urmă, exact. Și pe urmă, din facultate, deci țin minte pe vremea aceea, era cea mai mare onoare să ajungi să te angajezi într-o bancă. La momentul respectiv, băncile erau cei mai buni angajatori. Erau deja multinaționale care investeau în angajații lor, în programe de pregătire, deci te duceai acolo să fii banchier, finanțist, era ceva extrem de valoros, îți crea o imagine foarte bună în societate și toată lumea își dorea să meargă în bănci. Deci asta a fost moda și pe urmă, ca în viață, mai apare și norocul. În cazul meu în carieră am fost direcționată de o doamnă profesoară
foarte binevoitoare și pe care am apreciat-o și o apreciez în continuare și mereu când am ocazia să mă întâlnesc cu dumneai, aduc aminte cum mi-a marcat cariera prin faptul că m-a recomandat să merg să mă angajez undeva. Așa se făcea atunci. Anumiți profesori care aveau legături cu marile firme din economie la vremea respectivă trimiteau 5-10 studenți într-o practică, apoi să se angajeze. Cam așa a fost. Am ajuns în zona aceasta, mi-a plăcut foarte mult. După un timp de activitate, am simțit că nu e suficient, că aș putea să mai învăț ceva. Deci a fost dintr-o dorință naturală de învățare. Așa am găsit programul acesta CFA Chartered Financial Analyst, care mi s-a părut că îți oferă o abordare foarte integrată asupra piețelor financiare. Și deși este un program destul de greu, cu foarte multe ore de studiu individual necesare, l-am luat ca pe o provocare, ca pe o ambiție personală. Cam așa am ajuns aici. Și în materie de provocări, care sunt în 2019 cele mai mari provocări pe care le aveți atunci când vreți să vorbiți despre educație financiară, despre a implementa niște soluții la nivelul întregii țări? Pentru că Bucureștiul, capitala țării, este foarte dezvoltată comparativ cu alte orașe din țară. Cluj-Napoca, iarăși foarte dezvoltat. Timișoara, Iași. Orașe mari dezvoltate, centre mari de afaceri, centre universitare foarte mari. Dar avem alte zone din țară, foarte multe, unde suferă complet la capitolul educație și grijă financiară. Care este cea mai mare provocare a voastră? Exact asta este și cea mai mare provocare a noastră. Ai pus punctul exact în locul dureros, și anume faptul că din punctul acesta de vedere, e ca și când ar exista două Românii. Există România frumoasă, cu bani, a bucureștenilor, să spunem, a corporatiștilor, cum dorești să-i numim, fără un sens peiorativ, desigur, a oamenilor care au ajuns în anumite conjuncturi, au avut șansa să lucreze pentru mari corporații sau să-și deschidă afaceri de succes, au beneficiat de faptul că, nu știu, că au venit la facultate în București, cum a fost cazul meu, sau că au, pur și simplu că au locuit într-un oraș mare care s-a dezvoltat de la sine, și mai există partea cealaltă a României care încă suferă de lipsă de locuri de muncă, oameni care sunt nevoiți să plece la muncă în străinătate, lipsa infrastructurii, lipsa instituțiilor de educație performante, de școli fără rezultate sau în care chiar nu sunt profesori, sau spitale în care nu sunt medici. Deci există zona aceasta a României, zona din care s-a produs și cel mai mare exod, pentru că noi avem un exod foarte mare de oameni care s-au dus să muncească în străinătate, și acestea sunt motivele. Iar la cele regiuni, deși iată că au trecut 30 de ani de când am schimbat regimul, nu au reușit să prindă din urmă sau să egalizeze. Deci există diferențele acestea de dezvoltare, și atunci da, poți să le vorbești bucureștenilor despre educație financiară și vor fi foarte receptivi, dar vei avea acces doar la o parte mică din populație. Ori ca să ai impact, trebuie să te adresezi unei părți mari din populație. Dacă mergi spre partea cealaltă a populației și încerci să le vorbești despre educație financiară, deja apare un element natural de rezistență. De ce? Pentru că degeaba îi spui unui om despre independența financiară când el lucrează pe salariu minim, trebuie să întrețină doi copii, nu poate să le asigure, nu știu, servicii medicale de calitate, poate că este plătit la negru, mai are și părinți în întreținere. Este foarte greu să mergi să explici aceste concepte unei persoane care se zbate pentru traiul de zi cu zi. Bineînțeles, noi ca finanțești trebuie să ne preocupăm de modalitatea în care cealaltă Românie poate să ajungă la nivelul acesteia în care trăim noi acum, aici, de la etajul superior al unei mari clădiri de birouri, sau sau să iasă din zona aceasta. Avem o responsabilitate cu toții, din punctul meu de vedere. Pe lângă aceasta,
sigur, e important ca și oamenii aceștia să știe ce înseamnă un cont bancar, un buget de familie, pe ce poate să-și cheltuiască banii aceia puțin care sunt, cum ar trebui împărțit bugetul, dacă ar trebui să acceseze un credit și dacă da, cum să o facă și până la ce nivel. Că sunt niște cunoștințe care sunt aplicabile oricui. Însă unor oameni care se zbat pentru traiul de zi cu zi, mi se pare că este mult mai greu, este o provocare mult mai mare să, să-i atingi și să-i ajuți cu astfel de concepte. Ei trebuie să obțină un ajutor mult mai tangibil în primul rând. Pentru că întâmpină acel zid de rezistență naturală despre care spuneai, deși un ajutor, să spunem, guvernamental, niște salarii mai mari, niște lucruri mai avantajoase pentru ei, probabil că le-ar permite să fie mai deschiși în recepționarea unui astfel de mesaj. Absolut. Gândește-te că îi povestești unei persoane că trebuie să economisească, să spunem, 10% din veniturile lunare. Deci, dacă vorbim de o persoană care este plătită cu salariul minim, cu toată bunăvoința, cât poate să pună deoparte sau la ce să renunțe ca să, ca să aplice acest principiu, de altfel, un principiu extrem de sănătos. Sau dacă vorbim de independența financiară la vârsta pensionării, un agricultor care iarăși primește o pensie minimă, e greu să-i vorbești despre lucrurile acestea când cele cu care se confruntă sunt mult mai dureroase și mult mai acute. Din punct de vedere personal, care sunt principiile financiare după care te ghidezi și le consideră o reușită? În primul rând, prudența, aș spune. Prudență cu investițiile. Prudență în general și cu cheltuielile, nu doar cu investițiile. Da, atenție doamnelor la shopping. Încerc niciodată să nu mă întind mai mult decât simt că este plapuma și să, având și experiența crizei din perioada 2008-2009, tot timpul mă gândesc că dacă iau un credit sau dacă vreau să-mi cumpăr o mașină sau dacă vreau să fac o altă investiție, să îmi fac și scenariul celălalt. Ce s-ar întâmpla dacă mâine ar veni o criză și, nu știu, casa în care trăiesc și pentru achiziția căreia am luat un credit bancar, valoarea ei scade foarte mult, mă aflu în situația să plătesc în continuare la bancă o sumă mare, cum mă voi descurca dacă rămân fără job, dacă soțul meu rămâne fără job. Câteva scenarii din acestea, fără să fiu apocaliptică, din potrivă, sunt o persoană foarte optimistă și chiar cred că nu o să vină o criză de nivelul celei din 2008, niciun caz în viitor apropiat. Cu toate acestea, cred că prudența e un principiu foarte sănătos. Și de asemenea, mă ghidez după principiul responsabilității, acela că trebuie să am grijă de copiii mei. Asta nu înseamnă că trebuie să le ofer totul pe tavă, deși, fie vorba între noi, am cam exagerat cu păpușile LOL. Cred că o parte din privitori știu la ce mă refer. Deci nu înseamnă să pui totul pe tavă, ci să te gândești pentru viitorul copilului dacă îi poți asigura acces la niște servicii de educație și sănătate și de asemenea să am grijă de părinții mei, deci totdeauna mă gândesc ce trebuie să le asigur copiilor și ce trebuie să le asigur părinților. Și ca să mă asigur că persoanele care sunt în responsabilitatea mea, că am grijă de ele. Acesta zic că iarăși este un principiu sănătos și care m-a ajutat în viață să construiesc relații apropiate, nu numai cu familia, dar și cu prietenii. Pe lângă asta, ai menționat mai devreme despre o criză de care tu nu crezi că va veni și ai spus de nivelul celei din 2008-2009. Simți cumva, pe lângă toată destabilizarea economică din piață, nu știu, companii mari care amenință cu exitul din țară sau tot felul de alte măsuri financiare, fiscale, care descurajează investițiile din România. Toate astea sunt elemente care clatină tot borcanul economic. Da? Pe lângă asta, sunt semnale vizibile pentru noi, oamenii de rând.
tu ai alte semnale, vezi cumva altfel lucrurile la nivelul ăsta? Da, eu cred că există aici două povești care se intersectează. Există povestea mare, povestea globală, unde se mișcă niște plăci tectonice, Statele Unite ale Americii versus China, mai intervine și Germania, mai avem și Brexit-ul, deci există și Rusia mai vine, deci există niște mari factori de influență care au capacitatea să destabilizeze întreg ecosistemul mondial. Totuși, semnale de o descreștere accentuată sau o criză nu văd. Adică mi se pare că majoritatea țărilor au o creștere economică, au o activitate economică susținută, deci dacă nu vin, nu vine vreo falie din acești factori de risc mondial, nu, chiar nu văd ce descreștere masivă ar putea să vină. Dar e clar că există o perioadă de niște turbulențe, să spunem așa, la nivel mondial. Aceasta este povestea globală. Pe urmă apare și povestea locală. E bine, povestea locală ar trebui să contrabalanceze pe cea globală, pe care noi nu o putem schimba. Deci noi, povestea globală, putem doar să ne uităm, să vedem ce înseamnă ea pentru noi și să încercăm să contracarăm eventuale influențe negative care ar putea să vină din această zonă. Ei bine, însă, noi avem propria noastră poveste, propriul nostru film, deci noi suntem într-un alt film, într-un film în care mergem pe o încredere foarte mare că economia va merge bine, că România va fi în continuare atractivă pentru investitorii străini, că indiferent ce s-ar întâmpla, noi oricum o să o ducem bine pentru că avem niște avantaje și atunci haide să ne permitem să facem niște deraieri. Asta tot ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate. Modificarea ale legilor fiscale, deficit bugetar, creștere de prestații sociale și cheltuieli fixe cu remunerarea aparatului bugetar. Deci am crescut pe zona de cheltuieli fixe, am creat și instabilitate, iar lucrurile acestea acum ușor se întorc împotriva noastră. De ce? Dacă România acum 5 ani de zile era foarte bine poziționată și foarte atractivă, acum am început să ne mai pierdem din atractivitate, pentru că forța de muncă a migrat spre vestul Europei, deci ca și nivel de forță de muncă am scăzut. Majoritatea companiilor cu care discut zi de zi se plâng că există din ce în ce mai puțini oameni pe care îi pot angaja. Salariile de asemenea au crescut și asta e foarte bine, dar asta înseamnă că pleacă de la noi acele activități care sunt de rutină și se duc spre alte țări. Și noi trebuie să le înlocuim cu altele, cu valoarea adăugată mai mare. Ori ca să facem lucrul acesta, ne trebuie investiții în tehnologie, în procese. Deci ne trebuie bani, fie de la investitori români, fie de la investitori străini. Nu are importanță. Însă dacă investitorii nu simt că există o siguranță, dacă nu simt că guvernul este sigur pe ceea ce face și că ce se întâmplă azi nu are consecințe majore mâine, atunci nu se vor grăbi să facă aceste investiții. Și noi vom rămâne încremeniți în timp. Asta se va întâmpla dacă nu reușim să depășim acest blocaj. Cu alte cuvinte, trebuie să asigurăm tuturor investitorilor, stabilitate, predictibilitate, trebuie să ne asigurăm că politica fiscală este prudentă și responsabilă apropo de principii, pentru că totul în viață are un cost. Nimic nu este gratis, din păcate. Ce înseamnă să lucrezi în domeniul financiar? Totul se rezumă la bani. Sau la cifre, la cifre, la costuri. Cifre, da. Cumva se calculează în costul final, la nota finală. Mă gândeam acum și în timp ce vorbeam despre independența financiară, îmi tot venea în minte faptul că, așa cum am menționat mai devreme, Bucureștiul este dezvoltat. Cluj-Napoca dezvoltat, Timișoara, orașele mari sunt dezvoltate. Mecanismele pe care voi încerca să le, la nivel de CFA vorbind acum, să le implementați la nivelul întregii țări, sunt diversificate, dar în același timp întâmpinați un mare zid, cel natural despre care povesteam anterior. De aici încolo, perspectivele economice pentru această schimbare, cum ți se par în următorii 3-5 ani de zile? Pentru că a evoluat foarte mult mediul orașelor dezvoltate și aici voiam să ajung. Orașele mari din țară.
de la tehnologie, de la modul în care cheltuim, cum cheltuim banii, cum ne petrecem timpul liber, spectacole, tot felul de bani pe care cheltuim pe gadgeturi și așa mai departe. Adică noi, cei din orașele mari, am crescut atât de mult încât, nu știu, sunt suficienți ăștia 3-5 ani următorii pentru a depăși o zonă? Eu sunt foarte optimistă și cred că se vor face progrese semnificative în următorii 5 ani și cred că ritmul progresului a crescut foarte mult. Spre exemplu, bunicii mei au fost agricultori și aveau 4 clase. Părinții mei au reușit să meargă la liceu, eu am reușit să merg la facultate. Copiii mei probabil ce or mai face ei. Era ritmul acesta de evoluție de la o generație la alta. Acum timpul, știți că mereu ne plângem că suntem așa ca într-o spirală, într-un vârtej. Exact așa și este. Totul se schimbă mult mai repede și dacă în trecut trebuia să așteptăm de la o generație la alta ca să se producă anumite schimbări în societate, cred că acum ritmul este mult mai rapid. Acesta este un aspect. Pe urmă, un alt aspect este acela că observă o preocupare mult mai mare în zona aceasta de educație financiară. Nu doar din partea noastră. Până la urmă, noi suntem un grăunte în tot acest lan. Există o preocupare din partea tuturor actorilor din piață, inclusiv din partea statului. Se fac eforturi pentru o strategie națională de educație financiară. Foarte mulți actori privați, societăți obișnuite, care până la urmă scopul lor este să facă profit. Se uită totuși și spre zona aceasta, pentru că atunci când obții un profit, totdeauna trebuie să te gândești și ce poți să returnezi societății ca și beneficiu, ca și impact social. Și observ tot mai multe companii care se uită și la componenta aceasta de impact social și foarte multe care pornesc pe cont propriu sau în diverse asociații programe de educație financiară. La un moment dat, toate acestea se vor reuni, se vor coagula, cred eu, și vor crea un bulgăre care va fi dus și în școală, și chiar și în grădiniță, la locul de muncă, în discuțiile cu prietenii, la televizor, în toate mediile. Și atunci lumea își va extrage informații din aceste medii în care ne învârtim zi de zi. Deci cumva acum ne confruntăm cu niște bulgări mai mici din diverse zone. Exact care așa, zic, da. Foarte mulți sunt cei care încearcă să facă ceva pe zona aceasta și care au un oarecare succes în mediile din care provin sau în mediile pe care le pot atinge prin mijloacele pe care le au, în momentul în care, ca niște piese ale unui puzzle, în momentul în care fiecare va fi conștient de ce face celălalt și ne vom pune forțele la comun, cred că se poate crea un bulgăre foarte mare care să aibă o acoperire extrem de largă. Ce fel de impact are dezvoltarea tehnologică în mediul financiar? Și aici mă refer la toate aplicațiile care au apărut în ultima vreme, la tot felul de roboți ajutători ai unor instituții bancare. Cu alte cuvinte, tot ce înseamnă tehnologia implementată pentru consumator. Cred că are un impact extrem de semnificativ și iarăși pasul schimbării este foarte mare. Dacă acum câțiva ani eram obișnuiți să, dacă aveam nevoie de o plată, să mergem într-o bancă, la un ghișeu, să ne așteptăm acolo rândul, să completăm, deja știam cum se completează acel ordin de plată, unde trebuie semnat și făceam lucrurile acestea, lumea chiar se mișca prin oraș, unde te duci, te întâlnești cu cineva, mă duc la bancă, era o chestie. Acum suntem mult mai obișnuiți să tastăm pe telefon, am făcut o plată, chiar să plătim cu telefonul acum, deci imediat s-a adoptat schimbarea. Acest lucru în trecut nu se întâmpla și chiar și dacă ne uităm acum 5 ani, lumea spunea, cel puțin în domeniul financiar unde se lucrează cu banii, lumea nu va avea încredere să lase totul pe seama unei aplicații. Atunci când lucrezi cu banii, trebuie să vezi un om, să ai încredere în el, să vezi sediul băncii, că e pe stradă, că e pe strada principală și așa mai departe. Ei bine, totuși lucrurile acestea s-au schimbat și nu s-au schimbat încet, s-au schimbat repede. Uite, chiar și în domeniul financiar, unde se lucrează cu banii și unde încrederea este cel mai de preț bun, a intervenit și partea de eficiență, de costuri reduse și de acel termen de convenience, comoditate. Da?
nu mă mai duc până la bancă pentru că e foarte cald afară, pentru că trebuie să iau un taxi, trebuie să, sau să mă duc la metrou, mai bine stau de pe calculator și butonez. Lumea a început să facă asta destul de des, a văzut că nu e nicio problemă și a prins încredere. Deci răspândirea va fi foarte mare în anii care urmează. Da, și instituțiile din domeniul financiar se adaptează și cred că bancherul de ieri cu bancherul de azi sunt foarte diferiți. Bancherul de ieri era cel pe care îl vedeai în sucursală, bancherul de astăzi e, nu știu, bancherul personal, cel care știe ce salariu ai, ce preferințe ai, în ce economisești și poate să te sfătuiască direct și tu să faci toate recomandările, să le faci online. Deci e o schimbare. Trebuie să recunosc că utilizez Apple Pay și de când a intrat în România, nici nu mai știu unde am portofelul, îl țin undeva în mașină, în geantă, nu-l mai folosesc de acolo, este foarte eficient. Te ajută în absolut orice situație să faci plata cu telefonul sau cu cardul. Dar cum rămâne cu expresia cash is king? Cred că este o expresie depășită. Sau cel puțin ea nu se referă la numerarul pe care îl plimbăm prin portofel și are mai degrabă legătură cu noțiunea de lichiditate. Totdeauna când vin vremuri grele, e bine să ai niște bani lichizi, adică niște bani pe care poți să-i scoți imediat dintr-un cont bancar, să spunem, sau chiar să-i ai la tine. Acum nu aș recomanda ținutul banilor la saltea, chiar nu aș recomanda asta, dar noțiunea de lichiditate își are rostul ei în piață, pentru că atunci când se întâmplă ceva neprevăzut, e bine să ai această parte de lichiditate. Iar expresia de cash is king vine și din niște vremuri în care foarte multe firme se finanțau prin creditul furnizor, adică nu își plăteau furnizorii sau își plăteau la termene foarte îndelungate, aceia la rândul lor nu puteau să-și plătească propriilor furnizori și se creau niște blocaje din acestea în economie. Și atunci tot timpul se spunea trebuie să ai termenul de plată cât mai scurt sau chiar pe loc, astfel încât să eviți să intri în acest blocaj generalizat. Cred însă că lumea a devenit mult mai conștiincioasă din punctul acesta de vedere, inclusiv companiile. Acum sunt bănci care oferă linii de lichiditate, deci cumva sunt mult mai multe opțiuni la dispoziție, atât a persoanelor cât și a firmelor, pentru a trata o eventuală lipsă de lichiditate. Vreau să mă întorc puțin acum cu privire la propriile tare, să spun, decizii și aș vrea să te întreb care crezi că sunt cele mai bune decizii sau cea mai bună decizie pe care ai luat-o până în prezent din punct de vedere business financiar? Din punct de vedere investițional te referi? Da. Sau din punct de vedere investițional? Pot să zic că și cea mai bună și cea mai proastă, ca să... Urma să te întreb care este cea mai proastă decizie. De obicei oamenii nu au decizii proaste, doar decizii din care învață. Da. O să încep cu cea mai proastă. Pot să zic că am investit pe bursă înainte de criza financiară și am investit pe considerente de analiză tehnică. Adică m-am uitat la societățile care erau listate la bursa de valori și m-am uitat la anumiți indicatori. Deci, efectiv, m-am uitat ce îmi spuneau cifrele și unde cifrele mi-au spus că e o companie solidă, cu un profit consistent și recurent, cu o politică bună de dividende, mi s-a părut clar că acolo trebuie să-mi investesc bani. Ei bine, ce n-am luat eu în calcul, acest tumult global care i-a făcut pe investitori să-și retragă banii din România, raportul cerere și ofertă s-a schimbat, deci factori mai puțin obiectivi, care, dacă te uitai un pic mai mult în jur, pot fi și acestea anticipați, sau cel puțin până la un anumit punct pot fi și acestea anticipați. Deci greșeala pentru mine a fost că m-am bazat exclusiv pe analiza tehnică și că nu m-am uitat la poza mai mare, cum se spune. M-am uitat la the big picture. Și cea mai bună investiție este tot legată de o investiție în acțiuni ale unei companii care face ceva în zona de tehnologie. Deci o companie de tehnologie care, în momentul la care am investit, eu era mai puțin cunoscută. Era cunoscută în mediile acestea, să spunem, de tehnice, de
IT, dar nu era foarte cunoscută la momentul respectiv. Și m-am uitat la serviciu, produsul pe care l-avea compania și mi s-a părut ceva foarte drăguț, foarte smart și m-am gândit că ar fi bine. Bine, n-am investit o sumă mare, că sunt totuși o persoană prudentă și responsabilă. Dar am avut o satisfacție personală că un lucru la care m-am gândit eu că se va întâmpla în viitor s-a întâmplat așa cum l-am prezis. A fost o decizie bazată pe indicatori tehnici sau pe flair? Pe flair mai degrabă de data asta. Uh-huh. Da. Dar e vorba și de, cred că și de experiență. Treci probabil prin toate și prin perioade mai bune și prin perioade mai rele. Te uiți care au fost factorii care au influențat și în cele din urmă cred că îți capeți așa un... Înveți, să zic, din propriile decizii. Dacă ar fi să recomand trei zone de a-ți plasa banii și de a investi în momentul ăsta, care ar fi? M-aș uita către zona de fonduri monetare, care practic... care practic câștigă din diferențele de curs valutar. M-aș uita la fondurile de obligațiuni pentru a avea o parte sigură. În general, obligațiunile și cele emise de către stat sau de către municipalități care sunt garantate practic și care oferă randamente poate mai mici decât fondurile de acțiuni, însă sunt mult mai stabile. Sigure. Deci m-aș uita și spre... spre această zonă și nu în ultimul rând m-aș uita și la piața de acțiuni. Uh-huh. Și aici m-aș uita cu un ochi așa pe un orizont foarte, foarte lung, să mă gândesc care sunt produsele, serviciile care vor beneficia de o atenție sporită în viitor. Pentru că dacă ne uităm, spre exemplu, la top 100 companii listate la bursa de la New York sau 100 companii din SUA ca și mărime, observăm că multe din ele, sau cel puțin din top 10, cred că nu mai există astăzi, pentru că au fost înlocuite de alte produse și servicii care în momentul respectiv probabil nu existau nici ca idee. Și cumva să... Asta e dezideratul meu, să încerc să mă uit pe un orizont de timp mai lung și să încerc să-mi închipui cum ar arăta lumea peste 10 ani, peste 20 de ani de acum înainte. Deci mergi pe un 60%, să spunem, un flair, o intuiție și o anticipare și pe un 40% strict indicatori tehnici. Da, deci o împărțire, da, să zic. Alexandra, mulțumesc frumos încă o dată pentru prezența. Și eu mulțumesc.